Județul Gorj a intrat pe un platou în ceea ce privește numărul cazurilor COVID. Autoritățile speră că, de săptămâna viitoare, să se simtă și o scădere a numărului de persoane nou infectate ca urmare a valului de vaccinări din ultima perioadă. Incidența în ultima perioadă în Gorj se află oarecum pe un stadiu de platou. Deci fluctuăm undeva între 5,10, 4,98 pentru astăzi. Deci începe să vadă efectul vaccinărilor care au avut loc în ultima perioadă. Avem tot așa undeva între 52-56 de localități, fluctuează în fiecare zi de vreo săptămână, care sunt pe roșu, mai avem, deci astea sunt peste 3 la mie, mai avem undeva 18 localități peste 6 la mie și sperăm ca măcar după această săptămână, săptămâna următoare, să vadă o descreștere a incidenței, a cazurilor de COVID, pentru că se vor vedea efectele vaccinării. Prefectul de Gorj trage un semnal de alarmă în privința numărului de vaccinați. Marcel Iacobescu spune că votul negativ pe inițiativa de obligare a angajaților de a se vaccina a dus la reducerea interesului pentru imunizare. Dacă în urmă cu două săptămâni în fața centrelor de vaccinări erau cozi pe toată durata zilei, acum la punctele din Târgu Jiu bate vântul. Interesul pentru vaccinare a scăzut în urma anunțului că nu a trecut de Senat legiferarea obligatorie a vaccinării. Dacă săptămâna trecută eram undeva la 3.400-3.500 de vaccinări pe zi, sâmbătă, duminică am avut undeva la 1.200 de persoane care s-au vaccinat. Sperăm ca în perioada următoare să fie din nou un interes pentru vaccinări, să nu fi deschis degeaba aceste centre de vaccinare. Am venit în sprijinul populației, am deschis centru din spital pentru populație, s-a deschis un nou centru la stadion, echipele DSP-ului, echipele mobile se deplasează în mediul rural și fac vaccinări acolo unde primarii solicită. Sperăm să fie un din nou interes pentru vaccin, pentru că, vedeți bine, numai așa scad cazurile de COVID, lumea nu se mai infectează, nu mai sunt nici forme grave ale bolii, nu mai sufocăm nici spitalele. Numărul persoanelor care ajung la spital este mai mic, însă cei care au nevoie de spitalizare dezvoltă forme grave. Toate paturile de ATI sunt ocupate. S-au mai făcut, după cum am mai spus, 3 paturi de ATI la pasarelă, la secția de ATI COVID de la pasarelă, încă două pe zona tampon de la spitalul de pe Tudor, la UPU ATI. Dar acestea sunt în permanență pline. Ce este îmbucurător este faptul că începe să scadă numărul de internați, dar cei care se internează sunt internați cu forme grave. Autoritățile au deschis încă două centre de vaccinare în Târgu Jiu, pe lângă cel deja existent. De o săptămână însă, de când au fost înființate, numărul solicitărilor a scăzut drastic.